Este o întrebare la care unul din șase români răspund cu nu, iar asta face ca țara noastră să se claseze pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește deprivarea materială după Bulgaria. 17% dintre românii nu își permit să mănânce des un fel de mâncare ce conține carne, ori întâmpină dificultăți când vine vorba de plata facturilor la timp. O vacanță departe de casă, un televizor sau o mașină de spălat, și acestea pot presupune un efort financiar mare pentru mulți. Foarte greu, foarte greu. De ce plecăm în altă țară străină? De asta, că nu avem traiul de zi cu zi asigurat. La sapă, la porumb, la curte, la ceapă, la roșii, cu găinile în curte, ce să facem? Sărăcie mare. Sărăcie mare, doamne, toată lumea să facă, nu numai eu. Păi nu-și permit. Eu nu-mi permit o vacanță. Și muncesc. Cauzele nu sunt deloc puține. Mulți tineri nu merg la școală sau nu reușesc să-și găsească un loc de muncă. De vină sunt și diferențele mari dintre regiunile țării. Avem județe cu un nivel de trai ridicat și județe la limita sărăciei. Cea mai săracă categorie din România nu sunt pensionarii, cum cred foarte mulți, ci sunt tineri între 16 și 24 de ani. România, având cel mai mare indicator la nivel european, de tineri între 16 și 24 de ani, care nu sunt în nicio formă de învățământ și nu au loc de muncă. Dacă am reușit să punem pe hârtie, în familie, măcar o dată pe lună, care sunt veniturile care intră în casă și care sunt cheltuielile, doar așa, conștientizându-le, putem 10% să economisim. Și apoi să ne împărțim cheltuielile. Conform Eurostat, România și Bulgaria sunt țările cu rata cea mai mare a populației din Uniunea Europeană care suferă de deprivare materială severă. Cetățenii din țările nordice, în schimb, își permit cam tot ce își doresc. Dacă politica de dezvoltare este una coerentă și sustenabilă, astfel de indicatori se îmbunătățesc. Dacă este una centrată pe dependență, ajutoare sociale, dependență, nu tu infrastructură, nu tu apă, nu tu drumuri, dar logic că sărăcia se accentuează. 6% din cei 31 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene trăiesc în deprivare materială.